După mulți ani în care au tot sperat că vor beneficia de o rețea de gaze naturale în comuna lor, locuitorii din Malovăț sunt aproape de a-și vedea dorința realizată. Autoritățile locale anunță faptul că proiectul de înființare a sistemului de distribuție a gazului în comună a fost realizat, iar în prezent se depun toate eforturile pentru ca acesta să primească finanțare. Multe administrații publice locale îndrăznesc doar să viseze la un proiect prin care să poată fi introdusă rețeaua de distribuție a gazelor naturale, în special în localitățile din mediul rural. Pentru comuna Malovăț, însă, acest vis este aproape de a deveni realitate. Primarul Michescu Ion a depus toate eforturile pentru a pune la punct toate aspectele în ceea ce privește documentația și, în cel mai scurt timp, acesta se pare că va primi finanțare. Aici avem documentația privind studiul de fezabilitate pentru înființarea rețelei de gaz în comuna Malovăț. Aici avem harta comunei Malovăț cu toate cele 7 sate ale comunei, satul de reședință de comună Malovăț, Negreștiu, 12 Augustul, Colibașul, Lazu, Bânza și Bobaița. Rețeaua de gaz în lungime de 70 de kilometri va acoperi toate satele comunei pe toate ulițele. Ne bucurăm că am reușit să facem acest lucru și l-am făcut din timp, înainte de a da drumul la finanțările prin PNRR sau prin program operațional de infrastructură mare, pentru că, din câte știm noi, aceste finanțări vor să asigure dezvoltarea mediului rural. Mai multe UAT-uri din vecinătatea comunei Malovăț s-au asociat în vederea obținerii de finanțare pentru proiectele de alimentare cu gaze naturale. Este vorba despre izvorul Bârzii, Breznița, Bâlvănești și Ilovăț. Vom fi în colaborare cu comunele vecine, cu Breznița, cu izvorul Bârzii, Bâlvăneștiu și Ilovățu. Noi la Malovăț am terminat și cu Breznița, e în lucru și sper să termine și izvorul Bârzii. Mai este Bâlvăneștiu și Ilovățu și sper să fie terminate cât mai repede, ca domnul primar să miște un pic mai repede pentru a termina măsurătorile în aceste comune, să putem depune împreună proiectul pentru finanțare. Să sperăm că finanțările se vor da cât mai repede pentru ca în perioada următoare să ne apucăm să facem și proiectul în vederea demarării lucrărilor de execuție. După evaluarea tehnico-financiară, valoarea proiectului a fost estimată la suma de aproximativ 9 milioane de euro, iar lungimea rețelei de gaz va fi de 70 de kilometri. Michescu Ion reușește să puncteze o nouă reușită administrativă prin intermediul căreia confortul locuitorilor comunei Malovăț va crește considerabil. Acesta este unul dintre cei mai performanți primari ai județului Mehedinți, care a reușit de-a lungul timpului să îmbunătățească considerabil nivelul de trai al cetățenilor pe care îi reprezintă. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 9 milioane de euro. Este o investiție majoră din punctul meu de vedere al infrastructurii, pe lângă celelalte investiții pe care le-am făcut la nivelul comunei Malovăț. Și odată cu aducerea gazelor în comuna Malovăț, putem spune că am închis acel circuit, ceea ce înseamnă infrastructura la nivel de comuna Malovăț, pentru că avem aproximativ toate satele comunei Malovăț asfaltate, avem sistemele de alimentare cu apă puse la punct și vom obține finanțare și pentru un sistem de alimentare cu apă să reabilităm Bârda Bobaița, avem canalizare Malovăț-Colibaș, care este în execuție, ne mai lipsește doar rețeaua de gaze în comuna Malovăț și atunci putem spune că în mediul rural avem condiții ca și în mediul urban. Suntem bucuroși că am reușit să facem acest studiu de fezabilitate. Proiectantul s-a mișcat foarte repede, a înțeles necesitatea întocmirii acestui documentat cât mai repede, pentru că atunci când se va da drumul la programele de infrastructură pe Programul Național de Redresare și Reziliență, să putem depune studiul de fezabilitate pentru a obține finanțare. În prezent, materialul utilizat de locuitorii comunei Malovăț pentru încălzire este constituit în mare parte din masă lemnoasă, iar pentru prepararea hranei se folosesc în mod special butelii cu gaz lichefiat. Mai mult, utilizarea combustibililor solizi are un impact negativ asupra mediului, iar aprovizarea cu butelii nu poate asigura confortul minim necesar pentru consumatori. Pregătirea lemnului pentru ardere necesită efort fizic considerabil pentru tăiere în condițiile în care populația din mediul rural este deja îmbătrânită. De asemenea, depozitarea lemnelor este dificilă și necesită un spațiu mai mare de depozit.